Incident grav într-o școală gimnazială din comuna Movileni, județul Galați. Un elev de 14 ani este acuzat de tentativă de omor după ce și-a înjunghiat un coleg cu care s-a certat în pauză. Copilul venise înarmat cu un briceag și și-a rănit victima în braț și în piept. Școala respectivă nu are sistem de pază. Băiatul înjunghiat, recent întors cu mama lui din Italia, a rămas în spital pentru îngrijiri, iar cazul este anchetat de poliție. Potrivit anchetatorilor, conflictul a izbucnit între doi copii de 13 și 14 ani. Într-o pauză, după mai multe îmbrânceli, elevul mai mare ar fi scos un briciac din buzunarul pantalonilor și și-a înjunghiat de mai multe ori colegul de școală. A zis că așa deodată s-a întâmplat să altercația între ei. Deci a apărut totul spontan, care sunt prieteni. Dar umblă cu cuțitul la el. S-a întâmplat. Acum nu știm. S-a întâmplat odată, de două ori, nu știm. Știați că merge cu cuțitul la școală? Nu, cum să știu. Dar îi dădeam voi, eu mereu îl verificam ca orice mamă, nu? Că nu suntem din familie dezorganizată sau obiectivă sau nebun sau Doamne ferește. Profesorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns imediat medicii de la ambulanță. Băiatul de 13 ani a fost transportat la spitalul de copii din Galați, iar colegul lui a fost dus la poliție, unde în prezența părinților a dat mai multe declarații. Copilul este stabil din punct de vedere hemodinamic și respirator, este internat pentru supraveghere în secția de chirurgie. Sunt două leziuni superficiale. Unitatea de învățământ nu are sistem de pază și nimeni nu-i verifică pe elevi la intrarea în școală. Aveți pază aici? Nu. Deci nu controlează pe ei nimeni niciodată? Nu. Pe de altă parte, Sindicatul Polițiștilor Europol a reacționat în această dimineață, alăturând incidentul de la Galați cu cel din Ilfov. Mai mulți polițiști sunt cercetați de parchet pentru că au descins într-o școală din Jilava și au controlat pe copii în ghiozdane să vadă dacă nu au arme albe la ei. Agenții aveau informații că un elev ar aduce la școală cuțite. Mai mult, pe numele minorului au fost depuse și 3 plângeri pentru lovire și amenințare. Părinții elevilor controlați s-au plâns însă inspectoratului că agenții au fost prea duri și că i-au speriat pe copii și că întreaga acțiune ar fi arătat ca o percheziție. Cazul a fost preluat de procurori, iar dacă agenții sunt găsiți vinovați, riscă închisoarea.